Am să explic și de ce am lăsat mai multe crengi și de ce nu am eliminat complet să rămână una singură. Unul dintre motive este că în primăvară mi-au pornit lăstari, cum sunt aceștia. Acesta este un lăstar nou și acesta gros aproape cât degetul meu. Aceasta este planta mamă care a fost plantată anul trecut și vine cam până aici. În schimb, aceasta a crescut până sus. Aceasta va reprezenta următorul etaj. Planta mamă o voi dirija în partea asta, cum este acum, care va fructifica așa, pe care vor fi lăstarii noi cu fructe. Al doilea motiv pentru care am lăsat mai multe crengi, anul trecut am avut o problemă care, din câte am înțeles, a apărut o ciupercă aici, la baza rădăcinii și a tulpinii, aici, undeva, înăuntru. Aceste crengi reprezintă și o rezervă în cazul în care mi se usucă planta mamă. Am avut exemple și eu și domnul Emeric și mai mulți colegi care efectiv ni s-a uscat planta, cu toate că, să spunem așa, nu neapărat din cauza transplantării, dar planta mamă propriu zis a murit. S-a uscat complet. Aceasta reprezintă, venind de la rădăcină, reprezintă o rezervă pentru mine și în cazul în care se uscă planta veche. Aici mai am o creangă care dacă va supraviețui, va mai fi o rezervă. Asta denotă faptul că nu mă las să încerc să elimin din riscuri pentru a rămâne fără plante. Această plantă, dacă va trece de iarnă, acest lăstar, știu că va produce și fructe și alți lăstari și se va dezvolta. În schimb, unde am o singură tulpină, cum este aici, da, de aici de jos am lăsat un lăstar nou, gros, care merge sus. Planta mamă am adus aici. De aici vor porni lăstarii noi la anul, cum este și acesta, care va face fructe aici, în mare parte. Același lucru și aici. Aici sunt mai expus riscului de a dacă planta asta primește o boală în iarnă, este foarte probabil să rămân cu o plantă complet uscată, chiar dacă este aproape cât mine. Unde am putut și am avut posibilitatea, am lăsat rezerve. Dacă nu vor fi necesare, le vom elimina în primăvară. Dar eu așa procedez pentru orice eventualitate, să am mai multe șanse de a continua, în mare parte cu o plantă, să zicem, de 5-6 luni în următorul an, decât să aștept să dea atunci, în anul respectiv, un lăstar de la rădăcină, dacă planta mamă